Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman trebuie să pregătească documentele necesare semnării noului contract cadru de achiziționare a serviciilor de sănătate pe anul 2017, care va intra în vigoare de la 1 aprilie. Noul contract va fi semnat în baza normelor de aplicare elaborate de Casa Națională de Sănătate și vor fi precedate de o perioadă de negocieri care se va desfășura în perioada 6-31 martie. Între 13 și 15 martie, conducerea spitalului va depune la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate cererea de finanțare și documentele necesare semnării noului contract cadru pe 2017. În data de 6 martie ni s-a adus la cunoștință că de la 1 aprilie 2017 vor fi aplicabile prevederile Ordinului Ministrului Sănătății și a Președintelui Casei Naționale de Asigurări privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a hotărârii Guvernului numărul 161/2016 pentru aprobarea pachetului de servicii și a contractului cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru 2016-2017. Procesul de contractare se va derula pe parcursul lunii martie, iar data limită de finalizare a acestui proces de contractare este 31 martie. În perioada 13 martie-15 martie trebuie să depunem cererile și documentele necesare contractării. Spitalul Roman poate oferi anul acesta servicii în regim de spitalizare continuă, în regim de spitalizare de zi, în laboratoarele de analize și în ambulatoriile de specialitate. Documentele necesare sunt, deci avem un opis care cuprinde 23 de puncte pentru contractare, contractarea cu spitalul, contractarea cu ambulatoriul de spital și cu laboratoarele. Iar ulterior așteptăm să fim informați când vom negocia și când se va încheia data limită în care se încheie contractul cu casa. În primele trei luni ale anului 2017, Spitalul Municipal de Urgență Roman a lucrat cu act adițional la contractul de anul trecut. Conducerea spitalului speră ca, după negocieri, să se obțină fonduri mai mari decât anul trecut pe spitalizarea în regim continuu, pentru că la spitalizarea de o zi, tarifele pe caz rezolvat au scăzut anul acesta. Act adițional la vechiul contract. Sperați să obțineți la nouă contractare servicii mai bine plătite? Sperăm cel puțin pe spitalizarea continuă. La spitalizarea de zi nu, pentru că au redus tarifele. Cel puțin aici știm că față de anul trecut tarifele pe diagnostice au fost mult mai reduse. Sunt mai reduse. Și atunci n-am putea spune că am putea câștiga mai mult dacă tarifele sunt mai mici. Dar la spitalizarea continuă sperăm să putem obține un număr de foi pe lună mai mare decât anul trecut. În 2016, Spitalul Municipal de Urgență Roman a avut contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale în valoare de 43.864 de lei.